domnilor consilieri, bună ziua. Sunteți de acord să începem? Ați primit cu capul. Din totalul, deci să retrage de pe ordinea de zi proiectul de la numărul curent 35. Seamănă pentru ședința următoare. Și celelalte două proiecte suplimentare, deci sunt 34 de proiecte în total. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. De asemenea, supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 31 ianuarie 2019, din ședința extraordinară a Consiliului Local, și de asemenea procesul verbal de la ședința din data de 6 februarie 2019. Dați care s-au înscris la cuvânt să știu ceea ce aș cerut se va rezolva. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Intrăm în ordinea de zi și dăm citire proiectului de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru anul 2019. Vine doamna compartimentul, da? Vreți să vă prezint raportul de specialitate sau doar să vă prezint contul? Deci, situația financiară este cea prezentată în anexa la bilanț care a fost depus la Direcția Generală a Finanțelor și îl găsiți pe site-ul Comunei, ca întotdeauna. Avem active nete la finele anului de 173.535.405 per comună, cu un cont de rezultat patrimonial de excedent 4.204.440. Ăsta este contul de rezultat patrimonial. Nu notați că nu este ceea ce credeți. Deci ca și activitate economică a comunei. La bilanț trebuie să știți că s-au înregistrat deprecieri referitoare la activitatea societății, SC Servicii Comunale, faptul că ea este în faliment, în procedură de lichidare, s-au înregistrat deprecierile care au fost și recomandate de Curtea de Conturi de 300 și... Bun, veniturile totale le voi prezenta și cheltuielile generale. Restul sunt anexele ale contului general și dacă aveți întrebări, vă voi răspunde punctual. Deci, anul trecut am avut previzionat ca buget inițial 10.752.020, așa, și definitiv 13.524.760, din care încasări realizate efectiv de 10.904.986, adică foarte bine. Față de provizionare, a fost puțin mai mult față de provizionarea inițială. Iar la partea de cheltuieli a fost 10.629.272, excedentul curent fiind de 300 și ceva de mii pentru exercițiul curent. Da? Creșterea reactivelor au fost creșteri generate de achiziții și recepții. N-am avut ieșiri de active, după cum știți că nici n-ați votat în cursul anului trecut, respectiv vânzări sau
alte căi. Cam aceasta este situația financiară depusă la finanțe și înregistrată privind activitatea Comunei Zemeș. Da, mulțumim, da. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct din pe ordinea de zi și le-am băgat la pachet câte două. Adică e vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, etapa a doua DALI, pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Canuș și refigurarea pârâu Canuș, Comuna Zemeș. Următorul este proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea proiectului de exercițiu bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, modernizare strada Canuș și reconfigurarea pârâului Canuș, Comuna Zemeș, județul Bacău. După cum știți, din excedent se pot utiliza sumele doar pentru investiții, pentru modernizare strada Canuș. Avem de finalizat DALI-ul, a fost contractat anul trecut și suma este de 55.000 de lei. Deci până la aprobarea bugetului. Până la aprobarea bugetului pot fi utilizate sumele doar din excedent și doar pentru investiții. Da, da, pentru investiții. Iar în ședința de astăzi o să vorbim de toate proiectele care le-am început anul trecut. Da, sunt lucrări în continuare, pentru că ați văzut că la finalul ședinței o să avem de aprobat programul de investiții în continuare. La momentul aprobării bugetului o să fie noile investiții. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare stradă complex și amenajare parcări adiacente Comuna Zemeș, județul Bacău. De asemenea, în continuare, proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare stradă complex și amenajare parcării adiacente. Suma necesară este de 35.000 de lei, exact aceeași situație ca și cea da. Dinainte. Și așa vor fi la toate. Da. Diferă sumele. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentării tehnice economice, proiectarea etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare strada Modrzău și amenajării parcării adiacente din Comuna Zemeș. De asemenea, proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii proiectare etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții, reabilitare strada Modrzău și amenajare parcării adiacente. Suma e de tot 35.000 de lei. Da, e aceeași sumă. E aceeași sumă. Este un proiect identic. Da, da. Străzilor și parcărilor. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind utilizarea... Poftim? Dar n-am supus la vot, nu? Mă scuzați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării
Obiectivul de investiții, proiectare, construire, pod, beton, Rada Pietrosu. Aici mai avem de depus 20.000 pentru proiectare. Dirigintele de șantier și niște taxe și 186.000 de lei pentru lucrare. Sper să demare câteva săptămâni. Deocamdată atât. După buget? Da, am înțeles, la atâta. Prindim restul de sumă. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, proiectare strada, etapa a doua DALI, pentru obiectivul de investiții RECA, drum comunal DC180A, de la kilometru 0 plus 000 la kilometru 6 plus 700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău. Suma necesară este 126.000 de lei pentru DALI. Și al doilea la fel, același proiect, proiectul 25 și 26, privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii proiectare etapa a doua DALI pentru obiectivul de investiții RECA drum comunal DC180 de la kilometru 0 la plus 000 la kilometru 6 plus 700. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cum a venit de voturi? De asemenea, proiectul 27 și 28 sunt la pachet. Proiect de hotărâri privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, proiectare, modernizare, străzi în comuna Zemeș, județul Bacău. De asemenea, proiect de hotărâri privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielii secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii proiectare, modernizare, străzi în comuna Zemeș. Suma totală este de 43.000 de lei pentru organizare, procedura, asistență tehnică, proiectant și dirigintele de șantier. Da, proiectul numărul 29. Supun la voce, nu este pentru, nu mă iertați. Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, proiectare, amenajare, trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău. Și proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării proiectare plus de execuție, lucrare, amenajări, trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău. Suma necesară este de 7.500 de lei pentru diriginte de șantier. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc! Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivul de investiții sistem de supraveghere video în comuna Zemeș. Suma necesară este de 90.000 de lei. Să e continuarea, nu? Da, am finalizat. Da, este finalizat. Da, am recepționat, am făcut recepția în vineri. Da. Cine este pentru? Da, împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018
ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivul de investiții pictură, biserică, mănăstirea, înălțarea Domnului din Comuna Zemeș, județul Bacău. Suma este de 186.000 lei. Cum spui, asta se finalizează, nu pictura? Nu? Mai trebuie încă 160 ceva. O 430 total, nu? Două tranșe trebuie să mai dăm, nu? Nu, am dat o tranșă. S-o dat. Da. Și sunt banii pentru a doua tranșă. Deci poate să termină. Poate să termină. Din punct de vedere sperăm noi să se termine pictura. Pe asta vreau să întreb. Că așa, cu o estimare, până la hramul bisericii probabil termină, nu? Noi așa sperăm. Și se încălzește. Și vremea. Noi așa sperăm. Acum e în funcție de pictă, știți cum. Da. Și vremea. Oricum, condiții de a lucra au avut acolo. Căldură și nu au fost probleme. Da, s-a pus prea pe bani și nu este pentru? El se întinde pe perioadă de timp. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc cu unanimitate, doamnă secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice strada a doua studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții amenajare zonă de agrement în Comuna Zemeș, județul Bacău. De asemenea, proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapei a doua studiu fezabilitate pentru obiectivul de investiții amenajare zonă de agrement în Comuna Zemeș. Suma este de 20.000 pentru CF. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții proiectare, reparații, capitale, dușuri, grupuri sanitare, casă, scări, cu hol aferent acestui bloc, la blocul producției din Comuna Zemeș, județul Bacău. De asemenea, dăm citire proiectului privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții proiectare, reparații, capitale, dușuri, grupuri sanitare, casa, scări cu hol aferent, acestea la bloc producție din Comuna Zemeș. Suma totală este 6.300 de lei, din care 6.000 pentru dirigentele de șantier și taxe și avizi 300 de lei. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții proiectare, modernizare, sistem de iluminat public în Comuna Zemeș, județul Bacău. De asemenea, proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar referent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivul de investiții modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Zemeș, județul Bacău. Sumele sunt pentru diriginte de șantier 5.200 și 170.000 pentru finanțarea lucrărilor. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții proiectare, apărare, mal, strada Mihai Eminescu. De asemenea, proiect de hotărâri privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor
2018, aici am impresia să greșesc. 2018, da. Da. Ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii etapa a doua a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții apărare mal strada Mihai Eminescu. 40.000 este suma. Da, da, apărarea pentru... valientului pe partea caselor sau partea de ce 110 ani? Partea caselor, domnule. Partea caselor, da. Aici... E strada Mihai Eminescu, nu strada... Da, Mihai Eminescu, da. La Petrosu, la Petrosu, da. Vis-a-vis de școală. Care ar vrea să facem din nou mențiunea ca OMB Petros să dezloce acel poate la nou Petros. La Dijon, poate ne mai ajută și pe noi cu apărarea din mamă. Considerăm că e un impediment pentru... în cazul în care va fi debitul de apă. Au venit cei de la Pădromâni și le-au întocmit un plan de măsuri în care este inclusă și demolarea parțială a pragului de... Am înțeles. Da. Vă mulțumesc. Și din ce am discutat cu domnul de Vedrom, cred că în primăvară o să-și rezolve problema. Ca o paradies, două primăvară, a fost și puțin, din 2006 până acum, timpul că am scurt. Mă, noi le-am solicitat abia în anul 2018, da, să vedem. Da. Din punctul meu de vedere s-au mișcat foarte repede, asta înseamnă doar câteva luni. Ce a fost, noi, în, perioada, ce a fost în perioada anterioară, nu știu. Da. Nu sunt în măsură să afirm. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, proiectare, construire, platforme din pavele pentru amplasarea stației de microbuz în comuna Zemeș. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea anului bugetar anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, proiectare, construire, platforme din pavele pentru amplasarea de stații de microbuz în comuna Zemeș. Suma este de 6.000 de lei, un dividend de șantier. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 133 din 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționare publici și personalul contractual din cadrul operatorului de specialitate al primarului Comunei Zemeș și serviciilor subordonate. Modificarea se referă la coeficienții corespunzători funcției de referent treapta 1A de la 2,21 la 2,40. Pentru a se realiza o compensare a faptului că sunt încadrate doamnele pe jumătăți din normă ca educator și acolo salariile sunt mai mici. E vorba de centru de zi. E vorba de centru de zi unde sunt trei angajați, avem trei doamne, care, după cum bine știți, sunt remunerate după două norme. Una de educator pericultor și cealaltă din cadrul... De referent. Referent, din cadrul SPAS-ului, Serviciul pentru Asistență Socială. Cumulând cele două norme și datorită faptului că în anii anteriori n-am putut reuși să aducem salariul la același nivel, am hotărât că ar fi corect ca toată lumea să aibă același salariu. Era o discriminare, era păcat. E vorba de 100 ceva de lei, nu? Da. Da. La net. Da. Da, s-a făcut lămuririle. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, da. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesionare numărul 737 din 0903-1994 încheiat între OAT Comuna Zemeș și Sece Roving Com. Sece Roving Com are încheiat contractul de concesiune numărul 737 din 9-3-1994. Pe o durată de 25 de ani a fost încheiat. Conform
articolului 41 alineatul 3 din hotărârea Consiliului Local Zemeș 33/2007, precum și articolul 7 alineatul 3 din nou G54, prelungirea contractului de concesiune se poate face pe o durată de maxim jumătate din perioada inițială. Deci acum adică se prelungește încă 12 ani și jumătate. Și având în vedere faptul că s-au realizat măsurători, se modifică și suprafața. A venit domnul Pinia. Bărbiesc sau scăzut, nu? Suprafața. Da, pentru că atâta este intabulat din drum. Nu. Avea până în drum. S-a făcut cartea funciară pentru DG180A și e obligatoriu să fie zona de protecție a drumului. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc în unanimitate, doamnă secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat în Comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2019-2020. Da, sunt aici. Rețeaua școlară a venit avizul conform de la rectorat și trebuie să aprobăm școala gimnazială, da. Aceleași unități de învățământ care au fost, da. Deci aceleași număr de clase. Același număr de clase. Știu că era discuția în comisie când nu puneți condițiile, dar... Cine este pentru? Nu era o idee suficient. Abține? Unanimitate, da. Proiect de hotărâre privind însușirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul 2 al anului 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. În compartimentul registrul agricol funcționează cu o funcție publică de referent de specialitate ocupată de doamna Corcaș Liliana. Ca o sinteză, se află în gestiune în prezent un număr de 3001 poziții, din care 1937 poziții ale gospodărilor cu domiciliu în localitate, 899 poziții ale persoanelor cu domiciliu în alte localități și 165 de poziții ale persoanelor juridice, care necesită operațiuni de ținere la zi și centralizare. În anul 2018 s-au efectuat un număr de 47 operațiuni de modificare a registrului agricol, s-au eliberat un număr de 7 atestate producător și 5 carnete de comercializare a produselor agricole. Cine este pentru? Atâtea solicitări au fost. Da. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții publice în continuare până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2019. A sărit cu domnul Popa Cornel. Da. Hai să discutăm cu asta, dacă vreau prezentat. Dacă am discutat cu asta, le-ați mai amestecat. Da. Programul de investiții publice cuprinde tot ce s-a discutat până acum și tot ce s-a aprobat, toate investițiile. Cu sumele aferente. Cu sumele aferente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru plantarea de arbori în Comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul acțiunii Plantăm pentru Zemeș 2019. Am făcut o solicitare la direcția silvică pentru un număr de 5.000 parcă de arbori, iar am primit o adresă din partea direcției silvice prin care am avut la cunoștință că au nevoie de un HCL. Hotărârea Consiliului Local. Hotărârea Consiliului Local. Da, hotărârea Consiliului Local, să-i comunicăm. Da, da. În baza HCL-ului o să ne sponsorizeze cu arborii solicitați. Dacă așa doresc, zona va fi plantată, au fost identificată. Cine este pentru? Cine este pentru, vă rugăm? Doar să degenerează peste. Împotrivă? Abțineri? Tu știi mai bine, nu?
proiect de hotărâre privind acordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a Comunei Zemeș, situată în bloc Foraj, în satul Zemeș, strada principală numărul 325 din Comuna Zemeș, domnului Popa Conel, chiriaș, în locuința în cauză. Da, aici aș vrea să intervin. Odată ce deține un certificat de handicap, certificatul de handicap îl iau ca efectiv ca o hârtie, de efectiv are un transplant de rinichi, care transplantul ăla de rinichi va fi toată viața lui. Vă pun ca scutirea să se facă pe o perioadă mai multă, nu numai până în anul 2020. Consider că acel certificat de handicap de încadrare ca virgulă grad nu poate să fie modificat, pentru că efectiv el are transplantul, da? Deci asta eventual, asta, am înțeles, am înțeles, dar transplantul, intervenția este făcută, nu poate să, din punct de vedere... Certificatul se eliberează la niște termeni, nu? Da, dacă îmi permiteți. Și mama mea are proteză, da, piciorul amputat și merge. Mai întâi a mers la un an, acum merge la 2 ani. Dar asta e procedura. Aceasta, aceasta este procedura legală. Normal. Deci cu bine voință din partea noastră, nu poți face. Chiar aș vrea în baza acestei din partea cadrelor medicale ca anul viitor să nu mai dea grad de handicap, că nu mai este operat de nimic. Are transplant. Deci în condițiile în care renoiește, mai dăm o scutire. Dacă nu mai beneficiază... În baza certificatului de grad. Nu pot să propunerea la dacă se putea, pentru deci un om. Nu, pentru că fundamentul acordării scutirii da. Este certificatul? Doar certificatul de grad, atât. Am înțeles. Atât. Vă mulțumesc. Da, domnul consilier. Îl supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Sunt chemați ăștia care tăia piciorul la comisie, da? Păi... Eu îți spun. Piciorul într-un an. Nu, asta e legislația. Asta e legislația din primar, dar... Sunt aportăm la legislația vigoare. Nu vi se pare. Nu mă aderați. Știți ce vreau să trebuie să noi aportăm la legislația vigoare. Și un medic cu piciorul. Nu. Face, îi va înviește. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei și statutul nominal de personal pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeș. Actualizarea statului nominal de personal se referă la următoarele. Vacantarea postului de muncitor treapta întâi din serviciul de apă, ocupat de domnul Blejul, și angajarea ca asistent personal a persoanei cu handicap a doamnei Cireș, Cireș Iulia. Atât. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei locuințe sociale situate în Comuna Zemeș, strada principală, numărul 279, bloc 279, scara B, etajul 1, apartament 5, doamnei Foltea Iuliana, domiciliată în Comuna Zemeș, județul Bacău. Foltea Iuliana. Doamna Foltea are contract încheiat încă din anul 2005. Colegul de la Administrat de Domeniu Public și Privat a făcut reevaluarea situației din punct de vedere al legii locuinței, dacă se mai încadrează sau nu, ca să se poată primi locuință socială și doamna a adus documentele, se încadrează, deci putem să facem prelungire. La blocul de la Schelă, nu? Postul? Nu, 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 da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Pentru că s-a epuizat ordinea de zi, trecem la un ultimul punct. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului. Cereri, întrebări, interpelări. Vă rugăm, domnul Drălău Romeu. Domnul Berța Dorea.
Eu am terminat. Altcineva? Mai are așa. Mai dorește careva, domnilor? Dăm cuvântul domnului Durlău Romeu, o să pregătește domnul Berța Dorin. Da, țin să mulțumesc și în mod public, cu toate postările mele de pe Facebook, cei care au contribuit cât a fost criza gunoiului, cu aruncarea gunoiului la containerele din zona blocurilor complex. Îi rog în continuare să îți desfășoare activitatea în continuare, că au dat dovadă de cetățenii comunii Zemeș care țin la curățenia și frumusețarea comunii. Iar următoarea întrebare, care consider că pot să răspundă și domnul primar și domnul viceprimar, ar fi cantitatea de gunoi să fie monitorizată cât mai atent la colectare, că din câte am discutat pe comisii, în ultimele două săptămâni în care gunoiul nu a fost ridicat, s-a ajuns la colectarea mașina cea mare și două mașini mici, care este surprinderea noastră a consilierilor în fiecare săptămână, se ridica o mașină mare și mică. Aș dori ca dumneavoastră să delegați o persoană care să asiste în permanență la efectuarea cântăririi gunoiului în fiecare săptămână. Deoarece considerăm că undeva s-a strecurat o eroare cu bună intenție sau fără intenție. Vă mulțumesc! Da. Noi ne-am mișcat mai întâi la intenția ta. Încă de sâmbătă, când intră mașina de gunoi, de strâns gunoiul în localitate, este verificată de poliția locală, iar când pleacă este însoțită de poliția locală până la cântar, unde avem dovada cântarului, cantității de gunoi colectată de pe raza comunei Zemeș. Păi, vedeți, exact cum am zis, în două săptămâni, agenții economici, populația, două mașini mici și una mare, care săptămânal la noi se ridica una deci mare. Deci asta o se întâmplă da. Fiecare sâmbătă, de fiecare dată când se colectează gunoi. Sunt persoane desemnate prin dispoziția da. Da, vă mulțumesc. Domnul vice monitorizează, polițistul. Vă mulțumesc. Așa este la cântar. Domnul Berța. Da, o singură problemă, aș vrea să zic și eu. Parcul din centru, din Parcul Cerului. De la poștă. Da, de la poștă, de acolo. Tot placajul la piatra de Adivăița se desprinde. V-aș ruga să prin nou buzet pe 2019 să prindeți o reparație curentă, să aminte, reparații... Mi-aduc aminte foarte clar că încă din toamna trecută, la solicitarea domnului... Păcam să desprinde toată, da. Da, am prins problema asta. Da, mulțumesc mult, atât. Avem în vedere și o să rezolvăm și asta. Să prindem finanțare pentru urma placajul. Și statuietele dacă da, adică o reparație curentă și tot ce este da, în șiratoare. Da, mulțumesc. Nemai fiind probleme, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi bună în continuare. Da. Eu vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că sunteți receptivi la tot ce se discută aici și ce am aprobat astăzi.